Cutremur în România, 28 februarie 2023. Seismul produs în gorj, resimțit de locuitori, s-a zguduit patul și șifonierul. Pământul continuă să se miște în gorj, la mai bine de două săptămâni de la cutremurele cu magnitudine peste 5 înregistrate în zonă. Un nou seism cu magnitudine peste 3 a fost înregistrat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului în dimineața zilei de luni. Mișcarea telorică de intensitate 2 a avut o magnitudine de 3,2 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de doar 9 km. Au informat specialiștii INFP pe pagina oficială de internet a Institutului. În ziua de 28 februarie 2023 la ora 5.55 de minute și 22 de secunde ora locală a României, s-a produs în Oltenia. Gorșul cu tremur slab cu magnitudinea ml 3 2 la adâncimea de 9 km. Noul cu tremur înregistrat marți dimineața a avut loc la 104 km nord-vest de Craiova, 108 km sud-vest de Sibiu, 139 de km vest de Pitesti, 164 de km sud-est de Timișoara, 183 de km sud-est de Arad, 185 de km sud de Cluj-Napoca, 201 km vest de Brașov. Seismul produs în gorj, resimțit de locuitori. S-a zguduit patul și șifonierul, s-a zgâlțit pământul precedat de un zgomot, s-a simțit și s-a auzit un vuiet matrezit din somn. A fost o mișcare bruscă după care a început să se miște ușa camerei, da, s-a simțit, s-a mișcat un pic patul circa 1-2 secunde. Sunt mărturiile celor care au resimțit cel mai recent seism din zona Olteniei.